Pe data de 15 iunie începe examinarea elevilor din clasele a 8-a. Peste 2000 de elevi vor participa la examinare în județul Călăraș. Ce măsuri de protecție și cum sunt unitățile de învățământ pregătite să primească elevii, aflăm de la Camelia Croitoru, inspector școlar general. Cum merg pregătirile în această perioadă pentru examene? Cum sunt pregătite școlile și ce activitate aveți? Bun, în primul rând, așa cum știți, există un ordin comun între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, care instituie, stabilește luarea anumitor măsuri pentru buna desfășurare a pregătirilor și, bineînțeles, a examenelor. Cu ajutorul autorităților locale, a Consiliului Județean, a primăriilor, prefecturii Călăraș, am reușit în toate unitățile de învățământ din județul Călăraș să avem materiale necesare. Dezinfectanți pentru mâini, dezinfectanți pentru holuri, clor, biocide. Am primit săptămâna trecută 100.000 de măști de la Ministerul Educației. Urmează să primim săptămâna aceasta restul de măști. Le-am distribuit deja în școli. Copiii au mască la intrare și primesc o mască și la ieșire din școală. Termometre? Bineînțeles, da. Termometre faciale pentru toată lumea. Toate școlile au așa ceva. Avem cadre medicale peste tot, în toate unitățile de învățământ, în cele 87 de unități în care derulăm cursuri în momentul de față. Am trasat și traseul pe unde voi exact, în fiecare unitate. Pe fiecare ușă de clasă avem oglinda clasei, adică elevul încă din momentul în care deschide ușa știe exact unde stă în bancă. Da. Se respectă distanțarea socială în toate clasele din județul Călăraș. A fost verificată săptămâna trecută printr-o inspecție tematică. Săptămâna aceasta suntem tot pe teren și verificăm ca să ajutăm copiii să iasă cu bine din această perioadă și să nu avem să nu existe nicio posibilitate ca unul dintre noi sau dintre elevi să se îmbolnăvească până la finalul acestei perioade. Când vor începe examenele? Examenele începe pe 15 iunie cu evaluarea națională și urmează pe 22 iunie cu examenul de bacalaureat. Ce se va întâmpla cu elevii care prezintă febră? În momentul de față, dacă vorbim de această perioadă, eu am rugat directorii să-i lase puțin să se liniștească dacă au temperatură peste 37 de grade, 37,3 grade, și să le măsoare iar temperatura, pentru că temperatura crește din vari motive, nu neapărat din acest motiv. Și pe stres, i-am rugat să-i lase 5 minute să se liniștească, să se recreeze, să nu mai au o dată temperatura și dacă persistă o temperatură ridicată, să roage copilul să meargă la medicul de familie. Cel puțin așa este în momentul de față prins în metodologie și în ordine. Există posibilitatea ca cei identificați cu febră în momentul de față să repete examenul sau vor mai avea o șansă? Bun, dacă vorbim despre examene, așa cum știți, de ieri s-a publicat cea de-a doua sesiune de examene pentru evaluarea națională. Începe la sfârșitul lunii iunie, deci cei care, într-adevăr, au febră sau sunt bolnavi, carantinați, izolați, vor putea să susțină examenul de evaluare națională la sfârșitul lunii iunie, începutul lui iulie. În câte unități de învățământ se va susține examenul de evaluare? În 72 de instituții, în momentul de față. Și dacă se va respecta această distanțare și regulile impuse în momentul de față de Ministerul Sănătății și, practic, de situația în care ne aflăm cu toți, va dura mai mult, adică vor fi mai puțini elevi testați pe clasă. Pe clasă, da, sigur, clasă, vor fi mai puțini elevi. Uh-huh. Sunt conform ordinului 2 metri pe rânduri și între rânduri, ceea ce reduce oarecum numărul de elevi pe clasă. Și elevii vor fi programați pe ore? Adică vor ști exact la ce oră se... În momentul de față, dar la examen nu. Vor veni toți. Dar așa cum ați văzut, dacă ați mers prin unități, inclusiv curtea școlii este marcată. Ei stau în curtea școlii la distanță de 2 metri unul de celălalt. Cu aproximație câți elevi vor susține examen? Și evaluarea națională și bacalaureat, 4200 de elevi la nivelul județului Călăraș. În jur de 2000 la evaluare.